că nu de acum, de foarte mult timp, mă gândesc și eu că dacă predau psihiatrie, mă strădui să o fac și mai accesibilă, și mai clară, și mai schematică, și mai... și ultima formulă care sper să o prezint la predeală acum în mai, despre structura acestui psihic. Astăzi m-am gândit să vă fac formulele de ceea ce se cheamă descompunere a psihicului. Deci dacă omul normal se compune, dacă nu se compune complet, rămâne incomplet, când e grav, e chiar un handicapat. Dar noi trebuie să știm și formulele de descompunere. Și nu sunt egale. Este o ierarhie a acestei descompuneri. Și ce anume componente lipsesc. Dacă compunerea se numește ontogenie, iată, domn profesor. Un scaun, domn profesor. Hai, domnule, că vedem că ne-ai uitat. Nu. Deci prima descompunere se numește descompunerea psihopatică și defectul e de caracter. E cea mai frecventă. Și societatea după război, de criză, de frământări și răsturnări sociale, etc., stopează, frânează. Oamenii nu mai ajung să se dezvolte la maturitatea de altă dată. Adică ziceai maturitate pe vremea lui Eliade, era ceva foarte complicat. Bacaloriatul era o treaptă chiar rară în România și însemna un lucru deosebit. La număr sunt sute de mii, dacă nu milioane, de bacaloriate anual și rezultatele sunt catastrofale. Nici nu -ți trece pe-n cap. Deci nu vorbim că n-au caracter. Unii nu știu să scrie, nu știu să citească. A dat-o pe aia la televizor. Săptămâna trecută, candidată la Euro, nu știu ce. Am rămas îngrozit. Dacă o fie așa realitatea, noțiunea de psihopatie pe care o folosim e insuficientă. Deci, principalul pericol al nostru nu e... dumneavoastră ca specialiști, nu trebuie să admiteți formularea asta generală. E o societate nebună. Societatea nu e nebună. Pentru că până un alt ați venit cu metro sau cu ce ați venit aici. Și dacă ar fi nebună, ar merge în partea elaltă. Invers. Și multe servicii încă funcționează. Nu foarte bine. Dar dacă tu vrei să te duci cu trenul la Fetești, te duci și oprește la Fetești. Dacă ăla nu vrea să oprească la Fetești, să vezi atunci. Că așa vrea cine al meu. Dar pe ce lume trebuie?
Deci acum sunt procese de astea de tip care au uitat să frâneze. Auzi, domnule, la CFR, au uitat să frâneze. Cum e asta, domnule, cu ăștia mergem noi? Deci CFR-ul, bun, rău, sărac, cum a fost, a fost ceas. Nu se permite treaba asta. Deci chiar dacă pe nevastă ta o bați, pe copii neglijezi, pe nu știu, ai multe calități. Dar, când e vorba totuși de acest minim social, trebuie să contezi pe el. Mă iertă să fii să vedem cum e. Asta. Da, am ajuns. Sărmă. Deci prima constatare și prima formulă. Acum vă dați și voi seama că ea implică să știi și cum se ajunge la caracter. Nu numai că nu e caracter. Deci lumea, în mod curios, mai mult are de-a face cu formula nu are caracter. Și asta o folosește ca să scape în tribunale mai ușor, știi? Trebuie să dai detalii în tribunale. Că te bați, că faci, că drești. Mai bine, nu ne potrivim. Nu? E o formulă de conveniență. E, aici întrebarea tehnică pentru noi, nu o să o dezvolt acum, în mare, v-am spus, structura asta o să o fac la predeal. Este deci vorba cum se formează, cum se poate forma. Este de mare importanță, numai pentru teologie, pentru școală, educație, pedagogie, etc. E de foarte mare importanță. Deci haideți să formulăm această primă chestie. Această primă chestie pleacă de la formula de bază. Adică, ce, întrebare, ce este persoana umană în componentele ei? La structura ei, analogiile sunt mate fizică, însă sunt doar analogii. Pentru că noi niciodată cu teologia nu o să ajungem la algebră. Niciodată. Însă, cei care aveți exercițiu și ușuriță de mate fizică, nu o să vă fie așa de greu cu formulele. Formulele, în condiții de stres, vă face să vă amintiți brusc exact ce vă trebuie atunci. Tu când stai de vorbă cu unul la consultație, n-ai nici timpul, nici... Nu se poate atunci să-ți răscolești perfect amintirile și astea și să-ți amintești, dar ce mai trebuie să întreb eu la cazul ăsta? Dar dacă ai formula în cap, știi că, uite, asta am întrebat, asta am întrebat, asta am întrebat. O să fac de mai multe ori exercițiul ăsta cu dumneavoastră până o să vă intre în sânge, în profeție. Primele 10 întrebări, aproximativ 10, sunt întrebări nucleare. Nuclear, vedeți că unde te duce. Dar te duce la ceva foarte profund. Aceste întrebări nucleare trebuie să răspunzi ca să ieși din zona demențială. Vom reveni. Dar exemplu. Dumneata, parcă ești Ancuța. Cine e eu, Ancuța?
Nu sunt Ancuță. Dar cum vă numiți? Mă rog, de obicei la doctor se răspunde. Dar dacă spune, da, dumneata cum te numești? De ce mă întreb pe mine? O să vă întâlniți și cu tipul ăsta. Adică cine ești dumneata să mă întreb pe mine cum mă cheamă? Lucrul ăsta însă e primul lucru care trebuie învățat din clasa întâi. Primar, să intrăm în comunicare la modul sincer, nu? Eu sunt cu tare și vreau cu tare. Deci această întrebare nucleară este o întrebare de identitate. Acum lucrurile se oficializează și pe buletin sau pe CNP. Și foarte modern, am observat că și pensionarii la consultații știu CNP-ul. Eu încă nu mi-l știu, dar mă strădui să-l memorez. Nici eu. Da. Totuși, vă rog, faceți eforturi, pentru că sunt lucruri nucleare. Până să umbli tu în buzunar, să scoți, să faci, să treci, ai spus aia și imediat te referem. Lucrurile acum, alelalte, trebuie să le știi. Și sunt nucleare. Câți ani? N-ați observat că la toate cazurile, așa face. Câți ani ai? Nimeni nu se miră că la doctor e întrebat câți ani ai. Nu? N-ai, nu știu ce alte interese decât că trebuie să treci în registru ăla că are atâta. Dar dacă nu știe, aici este treaba. Și intervine cel cu care a venit. Nu ai cum, tati. Nu mai ai de mult 50 ai, nu știu cât. A treia întrebare e de adresă. În momentul în care îți spune și stau pe Grigorescu, scara 7, apartament 73, nu știu ce, adică detaliul din ce în ce mai mici, scade șansa de demență. Dacă stau pe acolo, vedeți că pormoșii în partea ailaltă sunt abstracții. Asta că stau drumul taberii, e o abstracție. Stau drumul taberii. De obicei le bagă în cap concretul, cel mai concret, ca să nu se rătăcească. Și atunci le bagă drumul taberii 72. Spune așa, drumul taberii 72. Vom reveni la capitolul ăsta altă dată, nu stau acum de el. Deci este capitolul nuclear cu care ne mișcăm în demențe. Centrul de demență e Madame Tudoset, centrul lumii, aici lângă noi. Și zilnic sunt aduși, vorbesc la modul cel mai realist. Toți presupușii de demență, de ce? Pentru că medicația antidemențială costă foarte mult. Și s-a convenit, așa de minister și astăzi, să existe comisii, să existe aprobări și nu știu ce, pentru ca banii publici să nu fie dați, nu știu. Prin urmare, noi putem face sugestii, mergeți la centrul acesta, nu știu exact cum se cheamă, de lângă noi, și așa se merge mai departe. Acum fiți atenți. Treapta care vine este treapta cea mai importantă pentru client. Este treapta egoului sau a principalelor aptitudini.
conflicte, ca să o scurtăm. Cu ce te ocupi? Dacă îți spune, sunt zidar, răsuflă liniștit. Păi cu ce să mă ocup? Păi la vârsta dumneavoastră nu trebuie să te ocupi cu ceva, câștigi ceva, plătă. Da, însă nu prea se găsește și eu nu prea știu ce să fac și... Deci aici vă găsiți în privința unor aptitudini nedefinite și care automat înseamnă că ăsta îl ține, trebuie să-l țină cineva. Strada, statul, maică sa, altcineva. Nu să ține el ca ego. Dacă el să ține ca ego, foarte bine. Nu e de psihiatrie. De psihiatrie este, deci, dependența economică. Deci nu sunt numai aberațiile că spune nu știu ce delir sau... Asta e altceva. Asta la nevoie poate să improvizeze oricine. Un om e în afara schemei sociale. Excepția, bineînțeles, o face cei care au fost și care legal nu mai sunt pensionari. Nu? Pensionar nu poate fi decât dacă a fost ceva, a plătit, a făcut, a adres. Dacă nu, îi dă un simplu ajutor. Dacă o fi și ăla. Deci, a doua chestiune este aptitudinală. Aptitudinea cea mai importantă. Mă gândesc să spun o banalitate, însă cea mai importantă aptitudine care știe și bunica voastră și toată lumea, este să faci bani. Dacă n-ai această aptitudine, degeaba știi dumneata engleză și toate. Acum lumea știe toate, toate, absolut toate. Și vreau să dea impresia tot timpul că curantul și chiar asta și sentimentul curantului, că nici nu știe de toate trecinte câte sunt pe lume. Însă, ceea ce spune el la altul, trebuie să ducă la bani. De pildă îmi spune unul, eu sunt de la, dansez pentru tine. Bine, dar cât dansezi tu? Dansezi o dată și zboară și pormă ce faci. Păi zice, tocmai asta e. Să văd ce pot să fac. Ce iese. Deci vă dați seama că nu e. Acum să merge pe găsim aia, pe aia facem o gașcă, luăm 3 difuzoare, plecăm, facem... fabrică, bani ca să țină pe tine și în ce te-ai băgat. Bun, nu fabrică, e handicap, e psihiatrie. Deci noi trebuie să extindem sfera psihiatriei de la semiologia foarte evidentă la această întrebare elementară care vine după întrebarea 10-a, ne-am asigurat că nu ești Alzheimer, acum să ne asigurăm că nu ești psihotic. Dacă îți spune, păi o bucată de an sunt bun, o bucată nu sunt bun, nu știu ce, nu știu ce. Îți trece imediat în cap intuiția unei periodicități. Dar totuși, dacă îl ține nevastă sa și are copii și așa,
Înseamnă că în periodicitatea asta, partea mai mare e cea în care producem. Deci acum se admite și om cu defect. Înțeles? Așa e el. 3 luni stă, nu face nimic, nu știu ce, dar pe urmă învie. Și se duce la treabă și face, pleacă în Spania. Face bani cu tare. Deci cu ăsta e nebunie? Întrebarea, răspuns. Nu e nebun. Dacă vine cu bani din Spania, nu e nebun. Dacă vine cu datorii 60.000 de euro, că altfel face 5 ani și nu știu ce, e de groază. Deci noile probleme care se pun în domeniul ăsta e că noi, cu vechile criterii de lir pe alucinații, nu ne mai descurcăm. Sunt ascunse de alte fenomene. Și fenomenul esențial este ăsta care îl spun eu, pentru că lumea toată răspunde acum pozitiv și dându-se mare, a făcut și cursul ăla, și cursul ăla, și cursul ăla. Doamne, toate le știe ăștia. Vedeți, tu nu câștigi bani. Vedeți punctul cheie. Aici este. La societatea e așa, în așa fel formată, sistemul este așa de genul ăsta. Acum, noi suntem, cum să spun, la subiectiv. Vorbim despre noi. Lasă sistemul lui domnul Pont. Păi de ani de zile este același știu, sistem. Știu, însă, ce vrei să spun? Hai să ne întâlnim la universitate. Deci în orice sistem... Să bem un suc la universitate. În orice sistem omul trebuie să se implice, să se implice în viața socială. Dragă, voi nu aveți puterea cu niciun om. Cu niciun om, deși aveți 10 părinți, să-l faceți în mod concret, să-i curgă așa ca la cocoșel banii în buzunar. Nu există așa ceva. Bazmul ăsta nu există. Dar voi discutați aceste scheme. Vreți să vedeți cine e în fața voastră. Eu v-am spus, în fața voastră întotdeauna se dă o personalitate foarte complexă. Că știe aia, că face aia, că nu știu ce. Și sunt chiar simpatici. Că pornim de la axioma unei psihopatii, nu mai vorbim. Dar poate să fie cu mult mai mult. Și atunci, ca să înțelegi acest cu mult mai mult, trebuie să înțelegi problema acestor bani. Sunt acum și copii de oameni cu bani, chiar cu foarte mulți bani. Însă și ăștia pun probleme, pentru că banii aia nu i-a făcut ei. Și dacă acei bani dispun ei de banii părinților, este o nenorocire. În 2-3 ani, mănâncă toți banii. Dacă părinții închid robinetul, începe conflictul, războiul. Unde e nebunia? Părinții te cheamă, interveniți, faceți. E un nebun, cu tare, cu tare. Tu ce spui? Educația. Și cu ce ai făcut cu asta? Perioada de adaptare a copilului la eu vorbesc. În principiu, suntem numai adulți. Vorbesc de consultațiile la adulți. Nu avem timp acum de copii. Deci, problema maturizării și formării e altă munte. Nu putem acum să discutăm. Doar vă spun, mascarea problemelor grave ale persoanei actuale
voi căutând semiologia, că voi sunteți cu DSM în mână, zice, domnule, dar unde e? Ce face? Nu are delir, nu are nu știu ce, nu are... Păi da, domnule, dar umblă unde spun eu. Acolo să umbli. Pentru că sunt și forme grele, foarte ascunse. În primul rând, nu trebuie să disperăm, există schizofrenie simplă. Tomorug a vorbit vreo 30 de ani de treburile astea. De ce? Pentru că el umbla pe la toate crimele și cum nu putea să deșifreze motivații și asta, vrea de mea. Să știi că ăsta e totuși un nebun, dar nu i-am găsit noi delirul. În fine, lumea nu l-a luat în serios pe Tomorug. Însă văd că revine noțiunea în literatură și trebuie să știm și noi. Asta este, deci, a doua treabă la care vom reveni, adică problema psihozei. A treia problemă la care ne oprim, pe scurt, e problema slăbiciunii. Slăbăciune. Problema slăbiciunii. Admitem slăbiciunea la bătrâni, la bătrânele, nu? Ele stau acolo la televizor. Ce-ai făcut? Păi m-am uitat la televizor. Păi da? Păi cum? Dar n-ai făcut și tu o ciorbă, o ceva acolo? Păi, o să facă. Păi de ce n-ai făcut? Deci pe aceștia le admitem. Asta e, nu mai poate să facă. Ce făcea ea, nu mai poate să facă. Însă ce facem cu slăbiciunea adultului tânăr? E bine, să nu lungesc, această a treia problemă este treaba de temperament. Și norocul românului este axioma asta, are temperament. Românul are temperament. Deci nu se pierde, ăia mor pe câmp, nu-i nimic, o să se nască alții. Într-adevăr, românii sunt fantastici. I-a speriat și pe nemți și pe asta. La Mărășești peste tot, să nu credeți că i-a speriat, că nu prea aveau tunul și asta. Dar i-a speriat că mureau pe capete și nu disperau. Erau în tifos exantematic cu sutele și nu disperau. N-au disperat. De ce? Pentru că avem această forță temperamentală. Deci această gratuitate naturală a noastră ne permite, vedeți, să ne asociem. La americani s-ar zice, adică câți dolari câștig eu că mă duc la Romi la tot? Dacă nu câștig, stau la benzinăria mea și... Dar noi, fiind oameni de temperament, e ce mai face Domnul. Nu mai văd și eu mutralul ăla și... Așa, ce mai spune, ce mai... Această mică, ziceți cum vreți, sărănie sau știu și eu cum să-i ziceți, este un factor antinevrotic. Deci trebuie să creștem și copii și tot într-o educație antinevrotică. Lasă mami că trece. Lasă mama. Acum ai luat, n-ai luat FB. O să iei săptămâna viitoare FB. Mami, dar nu-i dreptate. Copilul, noua generație, para protestatară, rebelă, nedreptate, nu știu ce. Și tu în capul tău zici așa, dar să nu-l încurajezi. Cu
pe el. Ce ne facem? Nu? Află domnul director sau altcineva și o pățim. Deci îl acomodăm cu acest temperament tolerant, antinevrotic. Am obosit, nu mai pot, picioarele, toate fetele, picioarele. Băieții tot după picioare, dar în alt sens și așa, așa că picioarele din toată economia asta a devenit un lucru extrem de important. Ce avem noi de spus la picioare? Vedeți ce spun ăștia la televizor. Ce spun ăștia? Umblă cu masaje. Nu? Și vin și niște prostulițe acolo care spun azi dimineață m-am sculat, anchilozat, m-am dat cu asta și uite-te acum. Uite, faci. Nu. Capitolul ăsta vă spun că este extrem de important. De ce? Pentru că e ca un bărăgan, ca un teren agricol al românilor. Trebuie doar cultivat. Deci avem teren agricol, nu suntem pe vârf de munte, nu suntem sauditi sau nu știu ce suntem. Nu. Nu, dar acesta trebuie să cultivăm, dacă nu forța, pentru că nu prea vorbim cu seriozitate în sensul ăsta. Aia, pleacă-te și tu de 20 de ori, nu? Madame nu știu care s-a plecat de 500 de ori. Așa zice ea. A pleacă-te și tu puțin ca să... Mă rog, asta e... Voi numi lucrul ăsta magia psihologului. Magia psihologului este ideea energiei renouvelé, recâștigate, refăcute. Deci tu ești mort, admit, ești mort, ești mort. Seara ești mort, sâmbătă ești mort, ești mort de mort, ce să mai vorbim? E vai de capul nostru, dar lasă, lasă. Avem metode. Aici este minciunica, dacă vreți, profesională. Este profesional. Însă vă sfătui să vă puneți la punct vocabularul ăsta de forță, de ieșire din oboseală. Pe vremuri se credea că prin exercițiu fizic, de la niște mușchiulețe atâta, face atât. Deci, ideea era de hipertrofie. Și puștimea adolescentă începea să ia două greutăți și hopa, hopa. Mi-amintesc că pe la școală câte unul se mai scotea și cămașa și spune, vezi aici? Vezi? Pectoralii. Asta era. Asta e o idee de acum 50 de ani. E fumată. Asta. Nu, acum este ideea fisiologică de capacitatea de a reface această energie. Mi se pare prea simplistă formula să încărcăm bateriile după ce facem cu telefonul. Poate să fie simplist așa. Încărcăm baterii. Care baterii? Cu ce le încărcăm? Astea sunt metaforile noastre. Eu o să vă spun în final că, de fapt, trebuie să le încărcăm mereu cu revederea schemei noastre, de cum ne formăm. Înțelegeți? Dacă la bătrân vezi că începe să nu prea știe aia și aia alta, ce facem? Ne punem pe el, nu? Să scrie, să facă, să dreagă. Adică dacă nu scrie 10 ani, nu mai scrie. Este un exemplu. Așa se face și în Alzheimer, așa. Așa recomandă și instituția de alături. Ca e țelul, te apuci și scrii și faci și dreci. La psihotici. Care e energia? Păi
energia psihotică, degeaba vorbim noi 100 și reso, nu mai e reso, unde-s părinții, unde-i lumea care ne ajuta, s-a terminat, deocamdată, poate o renaște în alt secol, nu știu. Ce avem de făcut cu ăștia? Primul lucru e să nu-i urâm noi. Primul lucru e să-i luăm noi ca ajutor. Dacă tu nu vrei să-l iei ca ajutor, o frate, cum vrei tu să-l ia restul lumii și să-i dea un ban și să facă? Înțelegeți? Eu o să te iau, frate meu, și dacă tu îmi faci asta, eu o să-ți dau 5 lei. Înțelegeți că asta e, după părerea mea, o cale posibilă. Deci, degeaba umblăm. Cum vă spuneam, cazul cu avocatul ăla. Vine avocatul, că tânărul avocat nu vrea și nu știu ce. Și... Păi dumneata ești avocat, de ce nu îl iei dumneata? Păi domnule, nu te supăra, eu am întrebări foarte serioase. Păi adică pentru el e neserios, nu ai încredere. Și cum vrei să aibă el alți avocați încredere? Deci școala pe mai departe, post copii, vorbim de adulți. Pentru facerea banilor, nu căutați la Oprescu. Toată lumea vrea primăria, că fugi, domnule, de aici. Ce Oprescu? De atâția oameni nu mai are niciun om. El are șosele, are poduri, are alte chestii. Pentru oameni suntem noi psihologii și sfaturile care le dăm e să-i legăm de oameni. Eu știu asta de pe vremea când învățam oligofrenia, că cei care se puteau salva dintre debilii mentali erau cei în care părinții știau o meserie. Dacă mami știa croitorie, trebuia să îl lei pe ăsta pe lângă tip pe acolo. Trebuia să știe ceva, mama sau tata. Dacă ei nu știau, pierdut era și copilul din punctul ăsta de vedere. Am extins această treabă la psihotici, pentru că sarcina psihoticului nu se va putea rezolva cu centrul de sănătate mentală. Unde e o asistentă, nu știu ce, la 100 de inși, ce să facă aia cu 100 de inși? Nu va să facă. Deci ne interesează milimetrul ăla de a face ceva, cu tine. Dacă tu nu-ți iei propria fată. Păi da, dar mânuța ei săraca nu știe, o să-și taie degetul. Lasă că nu-și taie degetul. Noi învățăm să ne apărăm și reflexele pe necreziți, nu? Deci nu vă supărați. Fete, băieți, tot trebuie să știe la voi. Dacă spui, nu-l pun pe ăsta, că îmi sparge paharul. La tine sparge paharul, atunci vrei să-ți dai la Atene Palaz, nu să... Nu ți-l primește nimeni. Deci problema de viitor este că actul de resocializare a psihoticului, psihoterapia lui elementară, trebuie reluată ca adult în familie. Răspunderea e a noastră. Cum? Dacă avem marele noroc să ne ajute vom aduce lumea, e cu atât mai bine, dacă familia e mai bine. O să vedeți că ăștia nu se sunt foarte multe. Încearcă și trimite de acasă. Până am încercat, nu pot să fac acum, că eu am treaba aici, nu știu ce. Lasă, domne, și poate să se leiteze, să facă, să facă operație simplă. Mă rog, trebuie luptat.
nu-i de neglijat nimic. Muzică, muzică populară, dans, orice, orice, orice. Cu astea nu o să ajungi la bani. Nu, dar cât de cât este un mijloc antinevron. Și, în fine, ajung la a patra și care e scopul prezentării mele de azi, adică la caracter. Toate celelalte cuvinte care se subordonează acestei noțiuni intră în formarea persoanei. Primul care trebuie amintit e cel de educație, desigur. A doua noțiune, cu asocieri sinonimii, dar și diferențe, cea de cultură. A treia e cea de convingere. Și a patra e de aplicație. În toate patru, procesul principal e discernerea, selecția a cel puțin două alternative. Deci un caracter, pe scurt, nu este caracter dacă nu are un capital de valori axiologice. Și dacă nu aplică acest capital la aptitudinile lui. Vezi că să faci psihologie, să faci psihiatrie, ca aptitudine. Trebuie să ai temperament, în anumită măsură, nu foarte mult, nu foarte puțin, dar trebuie să ai. Nu poți să te arăți toată ziua obosită, nu mai pot, nu mai pot, ai venit ultimul, lasă, vorbim, lăsa, vin, pare. Toată treaba asta, dai să fui, să pleci, să nebunit, zăpăcit. Asta e temperamental, însă tu trebuie să ai caracter. Să te gândești, mă, ce impresie fac eu la asta. A venit la psihoterapie. Care-s valorile care le promovezi? E, acum, în privința asta, dacă mergi pe negativism, pe pesimism, pe... Păi, domnule, dumneata, nu vezi că suntem în criză? Suntem sau nu suntem? Păi, dumneata mai crezi în politicieni și este. E bandit, domnule. Păi, dacă de aici pornim, nu? Și noi vorbim că lui ăsta trebuie să-i facem un job, să câștige bani, să nu știu ce. Nu? Păi și știi cine e cel mai mare bani? Primarul, domnule. Vă dați seama că în felul ăsta e distrus absolut toată schema caracterială care trebuie să o faci. Nu? Eu o să spun așa. Lasă că pun eu o vorbă la primarul ăsta. Să te dea pe tine și pe tine la panseluțe acolo. Păi două săptămâni mai câștigi și tu la panseluțe. Păi dom'le, da, eu am... Lasă asta. Lasă că le înveți pe englezește. Panseluțe, tot nu știi cum să spun, nu?
Deci toate valorile principale trebuie cultivată mereu latura